am regăsit la Publica Report. Incident șocant la Hâncești. 3 persoane au murit chefuind, o femeie și 2 bărbați au fost găsiți intoxicați, iar substanța care i-a ucis i-a afectat chiar și pe medicii ajunși la prima intervenție. Aceștia au avut nevoie de îngrijiri medicale. Doar expertiza va arăta exact care este motivul real. Intoxicația cu alcool sau alimentară nu figurează printre ipotezele poliției. Semne de incendiu sau scurt circuit nu au fost. 2 versiuni sunt precizate în comunicatele oficiale. Fie că cei 3 au murit de la gazele emanate de cazanul recent instalat, fie că de la o altă substanță necunoscută deocamdată. Se iau în calcul toate versiunile posibile. Poliția nu exclude orice alte motive, dar refuză să se expună până apar rezultatele medico-legale. Discutăm cazul cu invitații mei în studioul Publica Report, domnul Vladimir Covali, fost vicecomisar al Capitalei, avocat, bună ziua, bine ați venit! Și domnul Andrei Dumbrăveanu, sociolog, profesor universitar, bună ziua, bine ați venit și dumneavoastră! Avem totuși date proaspete obținute de la poliție, de la IGP, a reușit să intervină cu noi Mariana Bețivu, care ne dă detalii, ofițerul de presă de la poliție. Haideți să o ascultăm și după aceea trecem la discuțiile în platou. Ieri seara, în jurul orii 21:30, în serviciul de gardă a inspectorului de poliție Hâncești, a parvenit un apel telefonic de la un bărbat care a comunicat că în domiciliul vecinului său au fost depistate 3 cadavre, 2 bărbați și o femeie. Prealabil, toți cei 3 s-ar fi intoxicat cu o substanță neidentificată la moment. Asta deocamdată se știe. Substanța nu este identificată, dar la fața locului, domnule Covale, a fost și echipa noastră. Și bineînțeles că în culise deja încep specialiștii să vorbească. Bineînțeles, până să se clarifice cu toată expertiza, se vorbește despre un cazan nou instalat în casa unde au murit cei 3 și că acela ar fi fost instalat incorrect. Iată de ce gazele acelea emanate au și ucis pe cei 3 tineri. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră, în principiu, cum poliția poate stabili la o zi distanță motivul unei morți atât de suspecte? Poliția nici cum nu poate stabili. Poliția doar poate să, în cadrul urmăririi penale, să pui sarcină în fața experților, ca experți să-ți determine de la care este motivul morții. Că este o persoană terță, că este din afară, că este dinăuntru, că este activitatea lor, că este activitatea altcuiva. Altfel, poliția nu poate să dea. Și e că poliția să dea cu părerile, mă rog, e de seama lor. Când te duci pe stadionul, când era stadionul Republican, azi în Zimbru avem câteți 10.000 de locuri acolo. Deci toți și 10.000 de spectatori joacă cu mult mai bine decât futboliștii de pe câmp. Dar cobori pe unul pe câmp, nu faci treabă. Domnul Coval, ei spun substanță necunoscută deocamdată. Pompierii, cei de la 112, la telefon nouă ne spun că nu este de la gaz. Și atunci nu prea înțelegem de ce. A trecut o zi și am fi putut să știm totuși ce se întâmplă, pentru că de altfel în asemenea cazuri se află imediat, în ziua următoare, ce s-a întâmplat de fapt. De asta și întrebăm, că e misterios oarecum. Poliția spune una, pompierii spun altceva. Înțelegeți, de ce se numește descoperire pe urme fierbință? Toată vremea, conducătorii organelor de poliție au cerut și au motivat polițiștii când se deplasează la faza locului, deci să ia toate măsurile pentru a culege toate probele care sunt posibile. Da, s-a verificat casa, ia uitați-vă, s-a verificat casa, n-a fost incendiu, n-a ars nimic. Bun, cu asta este clar. Scurt circuit nu a fost, s-a căutat acolo la cazan, asta e informația de care ne legăm și din primele surse asta am înțeles, cazanul ar fi fost problema. El a fost instalat în luna octombrie, nimeni nu s-a folosit de el, pentru că venea cineva, un vecin, să-l mai conecteze pe vreo oră, două și după aceea el stingea pentru că nimeni nu trăia în casa aceea. Băiatul care a venit cu alți 2 prieteni a venit pe câteva ore din Irlanda, a ajuns să chefuiască, a adus niște bani și iată ce s-a întâmplat. Dar să modelăm, ce iese de la cazan? Iese gazul sau iese gazul ars, CO2? Altceva nu poate să apară din cazanul acela, că nu intră în cazan mai mult nimic. Dar de ce spun substanță necunoscută? Că totul în principiu dar pare să fie foarte clar. Dacă e de la cazan, atunci este foarte clar. Păi atât timp cât pe substanța nu este cunoscută, este terminologie în jurisprudență. Am înțeles.
necunoscut, persoane necunoscute. Deci așteptăm necunoscut. O expertiză oficială, da, care să arate rezultatele finale. Dacă or să poată să găsească în corpul omenesc, în sânge, dacă noi o să avem specialiști, că cu părere de rău ați văzut că, cu părere de rău, așa este situația, am mai rămas vreo 10, 15 experți, că ceilalți sunteți sub urmărire penală, nu prea ai cui să te adresezi la centrul de medicină legală. Da, deci la nivel local e cam dificil cu treaba asta. E cam problematic să vedem dacă este, care se poate să determine, că acolo ori se dă la histologie și vede și este în celulele omului până la deces și după deces, prin ce se deosebesc ele, deci și este în sângele lui, este vreo substanță străină în sânge, este vreun gaz inspirat care l-a prelucrat, ficat și a intrat în sânge și atunci se determină. Dar asta trebuie repede, că gazul se evaporă. Dar cât de repede? Încă ieri trebuie să fac treaba asta. Păi, iată, la asta vroiam să ajungem. Pentru că, pe urmă, fierbința ar fi trebuit să se acționeze și acum nu se va ști de ce au murit cei trei. Da, cu părere de rău. Hai să zicem, în primul rând, mie îmi pare rău pentru părinți și aduc tot condoleanțele mele că da, eu știu ce înseamnă să crești copii, să ajungi la fericirea să-i vieți mari și într-un moment să-i pierzi. E o nevoie mare și a doilea să-L rogăm pe Dumnezeu să iei sufletele să se odihnească în locul celor drept. Da, erau și tineri, 25 de ani, a venit din străinătate, a muncit cât a muncit, a adus niște bani, i-a adunat pe cei doi prieteni, au vorbit, au făcut o cină împreună. Nu arată analizele o intoxicație alcoolică, alimentară și așa mai departe. Deci a fost așa, o întâlnire oarecum calmă, inteligentă, fără bătaie, fără scandal, lucruri care, în principiu, arată că a fost totuși o tragedie. Hai să mai zicem și alte chestii. Spuneți deci, și alte chestii. Expertul legist are posibilitatea să determine cu precizie ora decesului. Cum? Deci după temperatura că corpul uman scade în fiecare oră, scade cu unitate de grad sau cu un grad. Eu nu mai țin minte, medicii legiști știu, nici nu mai amestecă, toate nu pot să le ții minte. Să vedem timpul decesului dacă este diferit. Să vedem după structura organismului dacă este diferit și să vedem, atunci noi putem să comparăm, să vedem cum, dacă este o substanță și e folosită de toți trei împreună, cum zicem noi, că e o substanță gaz, deci reacția e pentru toți trei împreună. Să vedem cum a fost decesul lor, cât timp a fost, cum a urmat decesul, care organe s-a oprit și cum s-a oprit medici poate determine și să vadă dacă, într-adevăr, e o substanță comună. Mă întorc la ideea că prea târziu decesul lor e diferit. Mă întorc la ideea că prea târziu s-a intervenit. De ce? Pentru că ei s-au întâlnit pe 15 seara. Băiatul care lucra la taxi, acela de 21 de ani, împreună cu fetița de la dispecerat, au venit să-l întâmpine pe celălalt venit din Irlanda, de peste hotare, l-au dus acasă, au chefuit împreună, asta s-a întâmplat pe 15 seara. Și abia în seara următoare, mama taxistului a venit și i-a găsit acolo, că ușa era întredeschisă și toți trei erau morți. Doi erau pe canapea, acolo unde era și masa, și al treilea era în dormitor. Nu se știe, a murit, a dormit așa, sau cum s-a întâmplat, deja asta nu se știe. Dar se știe că dacă era vorba de gaze, e o moarte lentă, una care nici nu se simte. Da, dar este doar o clipă și, și mai mult nu mai interviu. Deci, uitați-vă și altă chestie. Gazul are capacitatea de a spori în concentrație. Ei n-au ieșit, ușa n-a deschis-o, ferestrele n-au fost deschise, cazanul nu l-a atins nimeni că ei au decedat. Deci când a venit doamna, concentrația de gaz trebuie să fie maximă. Da. Trebuie să o simți. Deci să vedem doamna ce o să ne spune. Argument servește și intervenția medicilor. Doi au fost și au avut nevoie de îngrijiri medicale, au ajuns la spital și au început a vomita și a ameți, semn că concentrația de gaze era foarte puternică în încăpere. Domnul Dumbrăveanu, ce părere aveți dumneavoastră despre acest caz? Sigur că ar trebui să vedem ce spun experții. Este un caz neordinar, dar pentru că acești oameni nu erau din categoria social vulnerabilă. Ei erau oameni asigurați, oameni care cât de cât
cunoșteau regulile de comportament în condițiile și tehnice, și sociale, și între ei, erau amici între ei. Deci îmi pare suspect că, uite, a trecut atâta timp și experții nu se dau cu părerea, pentru că ar fi un caz, pare un caz banal dacă e gazul. Da, dar eu nu cred în gaz. Dar s-ar putea să întâmple și altceva. Vedeți, domnul Coval nu crede în emanarea gazelor care i-ar fi ucis și că ar fi putut să fie altceva. Dacă era scurgere de gaze, era periculoasă și putea să explodeze într-un moment dat tot apartamentul. Dacă era oxid de carbon sau bioxid de carbon, poate să fie că ăsta e de asemenea periculos, însă și atunci când au fost ușile, a spus, ușa era întredeschisă. Deci era o ventilație acolo, se putea întâmpla. Nu știu, nu mă pot da cu părerea, pentru că nici nu vreau să fac presupuneri și să fac scenarii. Da, dar mă întorc la ceea ce a fost real, fără a construi tare mari scenarii. Concentrația de gaze era destul de puternică în locuință, pentru că cei doi medici care au venit atunci când a trebuit să se intervină, au și amețit. Deci ei s-au dus la spital, amețit și au vomitat atunci, tocmai după cazul de intervenție de la Hâncești. Dacă e vorba de gaz, putea să întâmple și alt gaz. Noi nu știm ce a adus băiatul din Irlanda. Noi nu știm ce aveau băieții ăștia cu ei, că în lumea asta modernă orice poți să ai. N-a fost găsit, cel puțin poliția nu spune, nu informează despre faptul că a fost găsit un obiect suspect, da? Așa formulăm noi de obicei. Nu s-a menționat despre acest lucru, că nu ar fi existat un obiect explozibil, de exemplu, da, este foarte clar, sau un obiect periculos cu o cantitate anumite de gaze. Vă aduceți aminte, săptămâna trecută, 25 de copii de la sudul Moldovei au murit, ajuns la spital, da, intoxicați de la un flaconaș cu gaze. Care s-a jucat un copil? S-a jucat un copil cu el în școală. 25 de copii au fost intoxicați. Nu-i exclus în cazul de față să fi fost ceva de felul ăsta, dar nu știu. Nu știu, așteptăm experții. Problema care mă pune în gardă este totuși profesionalismul nostru. Al cui? Al organelor care trebuie să fie competente. Deci, din păcate, astăzi cei competenți au plecat în alte părți. Și avem pe cine avem. Au rămas cei care au rămas în toate domeniile. N-avem, a spus domnul Coval, că ar trebui să existe, și vorba domnului președinte Timofti, fostul președinte, ar fi trebuit să fie, dar nu este. Da. Ceva de genul, da? Da. Așa. Pentru că nu e numai în poliție problema. Da, e criză de personal. Nu e numai în poliția criminală problema. Da. Haideți să vorbim un lucru banal, protecția consumatorului. Admitem că acolo a fost un cazan. Cine asigură consumatorii astăzi, cetățeanul simplu, în aspectul consumului de produse alimentare? Noi nu știm ce consumăm. În aspectul apei pe care o consumăm? Noi nu știm calitatea ei. Noi nu știm ce luăm de la piață, în multe cazuri. Și de unde luăm. Deci toate una peste alta denotă că noi, în aparență, ca formă, vrem să fim europeni, un stat care tinde spre standarde europene. Dar de când fapt este vorba de conținut, când este vorba de calitate, când este vorba de a pas cu pas a verifica drumul pe care noi mergem, ce facem pe acest drum, la fiecare colț. Domnul Iată cazul de față, da, în care într-un apartament parcă construit după principii europene. Așa-i. Cu instalație autonomă de încălzire, cu geamuri termopan, cu apă în interior. Dar cine l-a făcut?
Ce standarde s-au folosit acolo în construcție? Așa, cine a dat cazanul în exploatare? Cine a pus cazanul? Cine a dat în exploatare? Că e altă poveste, al doilea episod, dar cine l-a instalat? Din ceea ce am înțeles de la colega mea care a fost acolo să afle ce s-a întâmplat, oamenii de la fața locului spun că a fost instalat un cazan de cineva care nu e prea mare specialist și a conectat greșit țevele acelea. Iată de ce gazele acelea, în loc să rămâne în afară, intrau în casă. Mai devreme sau mai târziu, acolo oricum murea cineva. Asta era ideea. Dacă nu erau cei trei de altă seară, puteau să moară 30. Putea să moară cineva, poate 30, care se adunau la un alt chef mult mai mare. Zic, de exemplu, da, oricum era să se producă o tragedie, pentru că cazanul acela era instalat problematic, era invers comutat acolo, da? Deci e o chestiune, probabil inginerii mai bine cunosc. Nu cred să fie avut vreo autorizație sau o școală de specialist cel care a instalat cazanul. Păi, o fi fost un amator de pe 9-9 și atât. Problema e că noi invităm și nu știm pe cine invităm. Inviți acum electricul în casă, tu nu știi cine, da, a venit să-ți verifice rețeaua. Da, într-un sat pentru două pahare de vin oricine îți vine să spună cazanul, nu? Eu am întâlnit specialiști de ăștia care trebuia să-l angajezi, trebuia să merg și el îmi spunea: "Nu e ratat și eu tot o-i faci." Poftim. Și s-a întâlnit noi să pricepe și orice. Dar în altă epocă. Noi nu suntem în chiar și epoca sobelor cu lemne. Tot te gândeai cum să evacuezi gazele de sobă. Da. Dar acum e mult mai complicat. Un simplu robinet l-a întors invers și s-a produs tragedia. De asta cred că aici ar trebui să avem expertiza totală, cap, coadă, și cineva să fie tras la răspundere. Exact, la asta ajung, pentru că poliția n-ar trebui doar să constate și să ne informeze despre motivul din care ar fi murit cei trei. Nu este suficient, asta este foarte clar. Dacă se va stabili că problema într-adevăr a fost în acel cazan instalat greșit, asta înseamnă că va trebui să răspundă și cel care l-a instalat, dar și cel care a dat, a depus semnătura pentru funcționarea acestuia. Un omor din culpă. Exact, asta e. Într-o locuință este o normă. Trebuie să fie un cazan instalat ca lumea, adecvat. Trebuie să existe ventilare, trebuie să existe un spațiu. Totul este după niște standarde normative care nu au fost... Domnul Coval este inginer constructor. Da. Domnia sa știe foarte bine că proiectul care îl semna dânsul îl urmărea până la sfârșitul vieții lui în acea perioadă, pentru că îl găseau și dacă a făcut greșeli, era tras la răspundere inginerul, era tras la răspundere tot serviciul tehnologic. Încercați în Chișinău astăzi să trageți la răspundere clădirile cu 10-20 de etaje, care unele dintre ele sunt făcute alambala. Cine oare va răspunde pentru această tragedie de la Hâncești? Mai țin minte, îmi pare că articolul 148 din Codul de Procedură Penală prevede că atunci când este necesitatea de a avea o concluzie a unui specialist, că organ de urmărire penală nu poate fi specialist în orice domeniu, deci atunci consultă părerea unui specialist. Deci, și numește expertiza. Vreau să explic că expertul niciodată singur, la inițiativa lui, nu face expertiză. În dependență de întrebările pe care le formulează ofițerul de urmărire penală în fața expertului, expertul constantă din punct de vedere științific, este posibil sau nu este posibil, este adevărat sau nu este adevărat, este greșeală sau nu este greșeală, e respectat normele în construcție sau în construcția gazoductelor sau nu. Depinde acum cât de cărturar va fi ordonanța ofițerului de urmărire penală cu privire la dispunerea expertizei. Aveți dubii? Da, îmi permit să întreb asta. Eu n-am văzut-o, dar toată vremea noi suntem avocați, trebuie să avem dubii toată vremea, să supunem, deci, criticii și să faci, așa ne este profesia. Deci, el trebuie să spui
Este prevăzut încăpere sau nu-i prevăzut? Este framugă pentru asta sau nu este? Este omologat aparat teritoriei publice Moldova sau nu? Are licență cel care l-a instalat sau nu? Este actul de dare exploatare? Este actul de verificare a primei încercări de lucrare a sistemului sau nu? Până la urmă, deși să nu spunem, să deschidem adevărul, hai să vedem și gaz avem noi în trubele noastre. Nu, întotdeauna noi avem gazul cel care îl vrem noi. Noi plătim pentru calitatea gazului, dar primim altă calitate de gaz, fiind faptul că sunt agenți economici. Da. Și-ți pune un gaz mai ieftin și vine sau îl mai suflă cu aer și de aer și vine deci încoaje și atunci se începe o turbulență de gaz în țavă, care mult nu-i trebuie, ajunge o flacără ca să facă explozie. Părinții celor trei cu siguranță vor cere dreptate, să li se facă dreptate, da, post-mortem, dar oricum vor insista asupra unui dosar ca să fie investigată moartea celor trei, pentru că, și repet întrebarea ca să răspundă cineva, cine va trebui să răspundă pentru moartea celor trei? Sau totuși va fi considerată o tragedie, un incident și cu asta se va pune punct? N-aș vrea să se pui punct, dar mă înclinați înspre asta că o să fie punctul. Dosar clasat? Sau deci, cum se numește asta? Chestia în așa e că organul de urmărire penală, după asta acuzatorul, când prezintă materialele în judecată, da, trebuie să aducă probele verosimile, concludente, care demonstrează vinovăție persoanei datorită cărora ei s-au stins din viață. Dacă probele nu o să fie acumulate și nu o să convingă judecătorul în ceea că probele sunt culese la timp, sunt calitative și demonstrează vinovăție persoanei, partea apărării lor o spui că nu sunt constatate cele semne calificative a infracțiunii și o altă instanță solicit să fie achitați, dat fiind faptul că nu este dovedită vina lor. Așteptăm oricum o expertiză și rezultatele expertizei. Asta ne-a promis poliția și trebuie să fim corecți până la urmă că, da, ne-am fi dorit să existe astăzi, să fie un reprezentant în studioul nostru de la Ministerul Afacerilor Interne. Nu este posibil pentru că acum este studiată circumstanța în care au murit cei trei. Dar totuși, care este așteptarea dumneavoastră privind acest caz? Care este finalitatea acestui caz, judecând după realitățile din Republica Moldova, criza din sistemul polițienesc, de specialiști, tărăgânarea studierii acestui caz? Domnul Dumbrăveanu. Eu cred că până la urmă va fi găsit Acaru Popa, care e plecat peste hotare și pe care este foarte greu să-l găsești în ce țară. Și până la urmă s-a dovedit că și nici cazanul nu era cazanul care trebuia să fie. Și până la urmă se va dovedi că nici persoanele care au inclus și au murit, tot din vina lor au murit. Și cam cu asta se va termina procesul în Republica Moldova. Cu nimic, domnul Dumbrăveanu. Noi trăim, de fapt, într-o lume absurdă, aici, la noi acasă, unde teatrul absurdului este în toate domeniile, inclusiv chiar și în familiile și casele noastre. Ok. Domnul Coval, părerea dumneavoastră? Eu vreau să fiu mai optimist. Deci să sper că totuși Ministerul de Interne împreună cu ceilalți servicii o să-și facă treaba, o să încerce să demonstreze. Deci de Doamne să găsească specialiști că chestia de expertiza gazelor, vreți, nu vreți, dar trebuie să ducem la Moldova gaz, dar corb la corb nu scoate ochii. Deci trebuie să găsim un expert neutru care să ne spui că e așa sau nu e așa. Deci să vedem, poate este și altă substanță care iar expertul trebuie să o spui. Noi, cu părere de rău, nu prea avem aparate care să le măsoare. Dacă părinții se poate convinge sistemul judiciar din Republica Moldova și, în primul rând, Ministerul Justiției, care puteți să se adreseze, de exemplu, la România sau la Ucraina, țările de mai aproape. Asta dar dacă, cu o formulare corectă, deci clară, că expertul din România nu o să vie în casa omului să demonstreze. Pe baza materialelor care sunt, pe baza actelor, fotografiilor, analizei medicale, deci post-mortem sau
expertize medicale la Corulenca, care o să facă la persoane, baza la asta să lucreze. Ce întrebări o să le punem și cât de cărturar o să fie, așa o să primim răspunsul. Așa, da. Despre versiunea asta am vorbit foarte mult, chiar prea mult, dar poate fi și o altă ipoteză. Și dumneavoastră, apropo, la început de emisiune ați spus, nu neapărat de la cazan ar fi putut să moară cei trei. Putea să fie și de la o altă substanță. Și nu se știe dacă aceeași substanță i-ar fi omorât pe toți trei. De ce ați spus așa? Am spus că eu n-am văzut, dar nu cred că ăștia trei, Dumnezeu să-i ierte, deci unul dintre ei și nu fuma. Nu cred. Dar noi din doi fumează. Azi în țara moldovenească. Da, tineretul mai ales așa e. Așa e. Și ori unul a ieșit, ori chiar a prins țigara acolo. Dacă el a prins țigara acolo, gata. Dispare problema gazului. Problema că nu era scurgere de gaz. Problema, după câte am înțeles eu, da, era care? Un fel de otrăvire specială cu gazul deja emanat, care trebuia să iasă în stradă și a intrat în apartament. De la o conexiune greșită a aparatului. Păi eu vă înțeleg, da. Dar hai să ne aducem... Și acela nu arde. Hai să ne aducem aminte de politehnică. Acela nu arde, că e monoxid de carbon. Ne amintim de politehnică. Metanul sau propanul, care se pune azi în gaz, da, în țevile noi, deci miroase. El miroase, dar el se așează. El e mai greu decât aerul, decât componența în genere, decât densitatea aerului. El se așează. Și dacă se așează, el rămâne în căpere. Și orice scânteie, sare, explozie. Eu vorbesc nu de gazul care intra. Eu vorbesc de gazele care ieșau după ce au fost valorificate astea care intrau. Deci gazele care au ars. Și ele în loc să iasă afară, a fost conexiunea făcută că intrau pe alt cale înapoi în apartament. Cam asta așa... Cam asta înțelegem. Cam asta înțelegem. Da, dacă este instalat greșit cazanul, atunci da. Dacă e așa. Dar cine știe, pentru că vrem să așteptăm exact expertiza cu ștampilă, cu toate. Hai să vedem ce gază ieșe, dacă eu încerc scuze că vorbim de oameni decedați, să vedem și vinul băut ei și dacă vinul s-a așezat până la capăt. Să nu fost încă gazele din vinușel care încă se mai află în poloboașe la oameni și el încă nu e așezat și el încă e mai rău decât gazul care vine din epașament. Adică au murit de la mustul acela care încă fermentează. Nu e exclus. Da, pentru că au mâncat, au băut, s-au așezat pentru asta că s-au întâlnit în sfârșit după mult timp și asta înseamnă că la beție au murit. Și să mai luăm și altceva. La noi se mai face vodcă, samagon, din și vreți. Din ce? Vreți să vă fac reclam? Eu fac. Din și posibil, chiar și din cleiul de construcție să faci. Deci e oricum intoxicație de la alcool. Și atunci noi avem alcool etilic de consum și este alcool etilic tehnic. Și dacă e consumat etilic tehnic, deci situația e evidentă că îi duce spre deces. Și organismul care o consumat alcool etilic tehnic, din trânsul iese, deci, gaze nemaipomenite care nici pe aproape nu poți să te aproape de dânsele. Deci, în glasă să vedem și este nu într-un organism. E interesantă ipoteza despre care dumneavoastră vorbiți. Lucrul acesta poate fi analizat în cadrul unei expertize la ziua de astăzi, chiar și cu o întârziere de o zi, de exemplu. Dacă o prelevat probele și le-o păstrat în frigider, poate să mai lucreze. Dacă nu le-o luat probele, deci din țesuturile osoase, din țesuturile moi, din intestinul subțin, intestinul gros, este metodică câți metri trebuie să iei ca să vadă infecția în organism. Sângele se prelevează. Dacă asta totul prelevat și le-o păstrat în frigider, au șansă mai departe să le determine. Dar dacă nu le-o luat, când nu ai din ce lua probe, n-ai și faci. Deci, cel puțin trei ipoteze. Asta rezultă. Așa, de unde îmi fugă, dar să vedem și mâncare încă luat. Și nu știi și o mâncă. Dar luat deci, acolo un pește de asta care s-a vândut amul două săptămâni, deci care tot voi ați făcut atunci nevoia că se aduce pește. Cine știe și nu noi facem nevoia, că e nevoie în țară. Asta e. Și e problemă de fiecare dată. Da, arată ce e și dar dacă e mâncarea care au mâncat-o, cine noi, știe? Noi ne concentrăm pe sărmanii aceștia care nu mai sunt în viață. Dar trebuie să vedem de ce au vomitat medicii când au ajuns la serviciu. Ce au simțit medicii, pentru că acolo au fost. Ce a simțit mama băiatului care a venit prima. Care, apropo, din știri, nu a vomitat.
care din știri știm numai despre medici, dar așa sunt știrile. Da, despre medici. Medici și psihologic sunt mai tari. Că primul element care vine la vomitare, din tăi, psihologie, așa pe urmă vine biologie. Domnul Covăl, știrile nu sunt documente care poți să le pui la dosar. Eu am înțeles. Deci știrile sunt știri. Noi încheiem cu asta. Mulțumesc tare mult pentru participarea de astăzi la emisiune și pentru opiniile exprimate aici. Vă mai invităm, mai comentăm cazuri de interes major. Mulțumesc tare mult. Doamnelor, domnilor, nu pierdeți mai departe știrile la fix. Ca de obicei, la orele 17 vă așteaptă Stella Bodiu cu jurnalul principal al zilei. Mai bine, o seară frumoasă!